Orice gorjean gospodar se pregătește acum de iarnă. Castraveții, gogoșarii și vinetele sunt la mare căutare, însă prețurile îi temperează pe cei care vor cămările pline. În piața de gros din Târgu Jiu, spre exemplu, marfa este la discreție, însă oamenii spun că vor cumpăra doar cât să-și satisfacă pofta de murături sau de dulcețuri. Din cauza prețurilor, cei mai mulți dintre ei fac aprovizionarea puțin câte puțin, de fiecare dată când primesc salariile sau pensiile. Da, am cumpărat pentru necesarul casei. Ardei, câteva lumeniță, varză, atât. Ce sumă sunteți dispus să cheltuiți pentru pregătirile de toamnă? Aici e o întrebare cam grea. Ardei, vinete, ce ne trebuie? Mai mici? E, normal, mai mici. Nu ne permitem în cantități foarte mari. Deci, în cantități moderate, mai cumpărăm și altă dată, nu ne permitem. Suntem pensionari și așa că... Nu ne permitem să luăm în cantități mari, oricum. Da, și ați cumpărat astăzi? Tot pentru a umple bucătăria. Ardei, gras, capia și vinete pentru zacuscă și tot ce e necesar să trecem iarna cu bine. Văd că ați umplut pe bagajul, da, cât ați cheltuit? Da. Se apropie la 100 de lei, noi, 1 milion vechi, bani care... Asta este. Mare cheltuiala decât anul trecut? Da. Și vremea a făcut în așa fel încât nu s-a făcut în grădinile oamenilor și prețurile sunt pe măsură. Comercianții nu sunt nici ei prea bucuroși. Majoritatea acestora sunt simpli speculanți și nu producători, cum ar crede toată lumea. Ei spun că prețurile mari se datorează secetei, însă uită că legumele erau oricum udate, nu ca în cazul porumbilor sau grâului. N-are lumea bani, din ce în ce mai rău merg vânzările. Merge prost vânzarea? Foarte prost. Deci din ce în ce mai prost. Ca anul ăsta niciodată. De ce? Care e motivul? Păi motivul, criza, probabil, criza. Ia câte o varză, câte un săculeț de ăsta mic de ceapă, marfa se strică, o sortăm, nu sunt bani. Seceta? Seceta e afectat. Ia uite, marfa stă degeaba, nu o cumpără nimeni. Dacă nu sunt bani, salariile proaste și asta e. Seceta? Cumpărător nu sunt, că dacă nu are lumea bani de unde. Prețurile, pe cum a fost seceta, sunt foarte bune. De exemplu, capia, vinetele cât sunt? Capia, vinetele 15.000, capia 2 lei, 17.000. Gogoșarul 15.000 și nu-l dăm? Din păcate, legumele vândute în piețele agroalimentare sunt mult mai scumpe, deși sunt cumpărate de la producători la prețuri derizorii.